Slavă Sfintei și Celei de o ființă, de viață făcătoare și nedespărțitei trăini, pot de-a lunga acum și purga și în vecii vecilor. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, Sfinte fără Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, la Tatăl, Sfântului, Sfântului, și acum și pururea să ne privește, prea Sfântă Tău, Dumnezeu, pe noi, Doamne, Sfântul și păcatele noastre, să vă iartă în părătile noastre, și pe cel ce te ajută, și vindecă în ființele noastre, pentru Sfântul Dumnezeu, Doamne, împărăția ta, poate să voia ta, precum în cer, așa și de pământ. Când ne lasă de această ființă pe noi noastră, și ne iată nouă lucrurile noastre, de ființă pe noi noastră, de ființă pe noi noastră. Și unde ne vedem noi, și pe 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 noi, și puterea și slava Tatălui și al Fiului și al Sfântului Dumnezeu, și îndepărtează-te de acum de nebunia cea mai înainte
și a lui Dumnezeu, lacrimi de pocăință. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Trevenind neascultării lui Adam, cel întâi zidit, m-am amestecat și m-a cunoscut pe mine, dezbrăcat de Dumnezeu, cel de împărăția cea purrea viitoare și de desfătare, pentru păcatele mele, vai ticăloase suflete, pentru ce te-ai asemănat Evei cele din tâi, ai căzut rău și te-ai rănit amar, că te-ai atins de pom și ai gustat îndrăzneală, mâncarea cea nechipzuită. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Când în locul Evei cele trupești, făcutu-mă mie, Evă înțelegătoare, gândul cel cu poftă trupească, arătându-mi cele plăcute și gustând curea din băutura cea amară, după dreptate a fost lepădat Adam din Eden, nepărzind singura ta poruncă, Mântuitorule, dar eu, care am călcat totdeauna cuvintele tale, cele tătătoare de viață, ce voi pătimi? Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Covârșind eu de bunăvoie uciderea lui Cain, m-am făcut cu știință, ucigaș al sufletului, trăind numai după trup, și războindu-mă împotriva lui cu faptele mele cele rele. Nu m-am asemănat, Iisuse, dreptății lui Abel, dar bine primite nu ți-am adus ție niciodată, nici fapte dumnezeiești, nici jertfă curată, nici viață fără prihană. Și jertfă vrednică de mustrare și viață netrebnică. Pentru aceasta ne-am și osândit împreună, Zinitorule, făcându-mă lut viu, ai pus pentru mine trup și oase și suflare de viață. Dar, o, Făcătorul meu, Mântuitorul meu și Judecătorul meu, primește-mă pe mine Cel ce mă pocăie. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Mărturisesc ție, Mântuitor, de păcatele pe care le-am făcut și rănile sufletului și ale trupului meu, care te hărește, le-am pus la untrul meu gândurile cele ucigătoare, le-am și greșit, Mântuitorule, dar știu că ești iubitor de oameni, bați cu milă și te milostivești, fierbinte, pe cel ce plânge-l vezi și alergi ca un părinte chemând pe cel rătăcit. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! De mine cel lepădat înaintea ușilor tale, Mântuitorule, măcar la bătrânețe, nu mă lăsa niat, deșert, ci mai înainte de sfârșit, ca un numitor de oameni, dă-mi iertare greșelilor. Eu sunt cel căzut de tâlhari, în gândurile mele cu totul sunt rănit, acum de ele și plin de bube, dar tu însuți venind de față, Hristoase, Mântuitorule, vindecă-mă! Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Preotul văzându-mă mai înainte, a trecut de mine și levitul, văzându-mă gol de nenorocire, nu m-a băgat în seamă, iar tu, Iisuse, cel ce ai răsărit din Maria, venind de față, miluiește-mă, mierea lui Dumnezeu, cel ce ai ridicat păcatele tuturor, ridică de la mine lanțul cel greu al păcatului și ca un milostiv,
dă lacrimi de umilință. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Vremea este a pocăinței. Vin către tine, făcătorul meu, ridică de la mine lanțul cel greu păcatului și ca un durat dă-mi iertare de greșeli. Să nu mă urăști, Mântuitorule, să nu mă lepezi de la fața ta, ridică de la mine lanțul cel greu păcatului și ca un milostiv dă-mi iertare de greșeli. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, Mântuitorule, cele vădite și cele ascunse, cele știute și neștiute, toate iertându-le ca un Dumnezeu, milostivește-te și mă mântuiește. Din tinerețe, Mântuitorule, poruncile tale le-am lepădat și mi-am trecut toată viața cu pofte, negrijindu-mă și lenevindu-mă. Pentru aceasta strig ție, Mântuitorule, măcar la sfârșit, mântuiește-mă! Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Bogăția sufletului, cheltuind-o după carte, pustiu sunt de virtuți creștinești și flămânzind strig, Părinte al îndurărilor, înainte de sfârșit, miluiește-mă, înainte atacat, Iisuse, greșita, ție, milostivește despre mine, ridică de la mine lanțul cel grăb păcatului și ca un îndurat, dă-mi lacrimi de umilință. Cuvioasă Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Să nu intri cu mine la judecată, văzând faptele mele, cercetând cuvintele și îndreptând pornirile, ci cu îndurările tale, trecând cu vederea răutățile mele, mântuiește-mă, Totputernice. Tu dă-mi har luminător din osârdia ta cea dumnezeiască de sus, ca să scap de întunericul patimilor și să laud din inimă faptele vieții tale cele frumoase, Marie. Cuvioase Părinte Andreie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Plecându-te dumnezeiștilor legea lui Hristos, la dânsul ai venit, lăsând pornirile desfătărilor cele oprite, iar toate neputea, ca pe una singură, cu multă ucenicie, ai săvârșit-o. Cu rugăciune tale, Andrei, scapă-ne de patimile cele fără de cinste și te rugăm să ne arăți părtași acum împărăției lui Dumnezeu, pe noi cei ce te lăudăm pe tine, strălucite cu credință și cu dragoste. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Treime ființă prea-nalte, căreia ne-nchinăm într-o mime, ridică de la mine lațul cel greu al păcatului și ca milostivă dă-mi lacrimi de umilință. Născătoare de Dumnezeu, nădejdea și ajutătoarea celor ce te laudă pe tine, ridică de la mine lațul cel greu al păcatului și ca o stăpână curată mă primește pe mine, cel ce mă pocăiesc. Ia minte, cerule, și voi grăi și voi lăuda pe Hristos, care a venit din Fecioară cu trup. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Ia minte,
cerului și voi grăi, pământul ascultă glasul celei ce se pocăiește lui Dumnezeu și laudă pe dânsul. Ia minte, Dumnezeule, Mântuitorul meu, cu ochiul tău cel blând și primește mărturisirea mea cea călduroasă, mai mult decât toți oamenii, eu însumi am greșit ție, și te milostivește, Mântuitorule, ca un Dumnezeu spre făptura ta. Viforul răutăților m-a cuprins, milostive Doamne, și ca lui Petru întindem și mie mâna ta. Și toată mintea pământ mi-am făcut-o, rudul mi-am, am cu înveșmântul cel întâi pe care mi l-a țesut mie zbitorul dintr-un început și pentru aceasta s-a acum gol, îmbrăcat-o m-am acum în haină ruptă pe care mi-a țesut-o mie șarpele, cu sfătuirea și mărușine. Miluiește-mă, Dumnezeule! Frumusețea pomului și mi s-a măgit mintea și acum zagor și mă rușinez. Lucrat-o pe la spatele meu toți mai mari răutăților, întinzând asupra mea fără de legea lor. Pierdut-o mi-am frumusețea cea întâi zidită și podoaba mea și acum zagor și mă rușinez. Cusut-o mi-a haine de piele păcatul, golindu-mă de haina cea dintâi, țesută de Dumnezeu. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Îmbrăcat sunt cu îmbrăcăminte de rușine, ca și cu niște frunze de smochin, spre vădirea patimilor mele, celor de bunăvoia mea, îmbrăcatul m-am urât cu haina împestrițată și sângerat rucinos, prin curgerea vieții celei cu patim și viitoare de desfătări, pătat am haina trupului meu și am întinat cu totul podoaba, cea după chipul și după asemănarea ta, Mântuitorule, căzut am în întristarea patimilor și în stricăciunea cea materialică și pentru aceasta vrășmașul mă necăjește. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Viață iubitoare de cele materiale și iubitoare de averi, alegând eu un loc de sărăcie, Mântuitorule, m-am împresurat acum cu sarcină grea. Împodobit-o mi-am chipul trupului, cu îmbrăcămintea de multe feluri a gândurilor, rușinoase și sunt osândit. Îngrijit-o m-am cu de-a dinsul, numai de podoaba ce-am mai din afară, ne băgând seama de cortul dinăuntru, cel după chipul lui Dumnezeu, făcându-mi rețenia chip patimilor mele, prin pofte iubitoare de plăceri, mi-am stricat frumusețea minții. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Îngropat, ca Mântuitorule, patimile frumusețea chipului celui întâi, dar ca pe o dracmă, oarecând, căutându-mă, așa mă află și pe
păcătuita, ca și pe strâna ta și sfinție, eu însumi am greșit, primește-mă, Mântuitorule, ca mir și lacrimile mele, alunecata în desfătare ca David și m-am umplut de noroi, dar tu, Mântuitorule, spală-mă și pe mine cu lacrimile mele, fie mie milostiv, sfinție, ca și vameșul, Mântuitorule, curățește-mă, că nimeni din cei din Adam n-au greșit, ție ca mine. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Nici lacrimi, nici pocăință nu am nici umilință, ci Tu însuți acestea, Mântuitorule, dăruiește-mi-le ca Dumnezeu. Ușa Ta să nu-mi o închizi atunci, Doamne, Doamne, ci s-o deschizi mie celui ce mă pocăiesc către Tine, Iubitorule de oameni, Cel ce voiești ca toți să se mântuiască, Tu mă cheamă și mă primește ca un bun, pe mine Cel ce mă pocăiesc. Ascultă suspinele sufletului meu și primește plicăturile ochilor mei, Doamne, și mă mântuiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea, și în vecii vecilor. Preacurată Fecioară Sudare de Dumnezeu, ceea ce ești una prea lăudată, roagă-te îndelung ca să ne mântuim noi. Vedeți, vedeți că eu sunt Dumnezeu, care am luat mană și apă din piatră am izvorât de demult în pustie. Poporului meu cu singur dreapta, ci cu tăria mea. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Vedeți, vedeți că eu sunt Dumnezeu, ascultă sufletul meu pe Domnul, Cel ce strigă și te depărtează de la păcatul cel din tâi, și te teme ca de un judecător și Dumnezeu, uite asemănat cu mult păcățos pe suflete, numai Micaii, celui din tâi și lui la mea aceluia, ucigându-ți cu pietre trupul prin faptele și omorându-ți mintea cu pornirile cele nebunești pe toți cei mai dinainte de lege, întrecându-i o suflete lui Set, nu te-ai asemănat nici lui Enos, ai urmat nici lui Enoch, Cel ce a fost mutat la cer niciui Noe, ci te-ai arătat sărac de viața dreptilor, Tu însuți, suflete al meu, ai deschis zăboarele mâniei Domnului și ți-ai înnecat trupul ca și tot pământul și faptele și viața și ai rămas afară de corabia cea mântuitoare. Miluiește-mă, Dumnezeule! Spre rană mie și tânăr spre vătămare, la mea plângând a strigat, iar tu nu te cutremuri, o suflete al meu, întinându-ți trupul și mintea bătându-ți. O, cum am revenit lui la mea, celui mai înainte ucigaș, sufletul ca pe un bărbat, mintea ca pe un tânăr și trupul ca pe un frate mi-am ucis, ca și Cain ucigașul, cu pornirile cele poftitoare de plăceri. Turn ți-ai închipuit să zidești, o suflete, și-ntăritură să faci poftelor tale, de n-ar fi oprit ziditorul,
voile tale și de n-ar fi surpat până la pământ meșteșugirile tale. Lovata Domnul oare când foc din cer, arzând fără de legea ce-a fierbântat a sodomenilor, iar tot s-a aprins focul Ghenei, întru care va să arzi o suflete. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Vătăm acum, vătăm acum, iată săgețile vrășmașului, au pătruns sufletul meu și trupul, iată rănile și bubele și zdrumicăturile strigă și vătămările patimilor mele cele de voi alese. Cunoașteți și vedeți că eu sunt Dumnezeu, Cel ce cunosc inimile, înfrânesc cugetele și vădesc faptele, arunc păcatele, judec pe orfan și pe smerit și pe sărac. Cuvioasă Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Înfins să ai mâinile tale către Duratul Dumnezeu Marie, afundată într-o adâncul răutăților, și ți-a întins mână de ajutor cu milostivire, ca și lui Petru, căutând cu adevărat întoarcerea ta, cu toată osârdia și cu dragoste ai alergat către Hristos, urând calea cea de-ntâi a păcatului, în pustile cele neumblate, hrănindu-te și poruncile lui, cele dumnezeiești, curat săvârșind. Cuvioase Părinte Andreie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Să vedem, să vedem, o suflete, iubirea de oameni a lui Dumnezeu și a Stăpânului, pentru aceasta mi-ai întinat și înainte de sfârșit să cădem înaintea lui Dumnezeu cu lacrimi strigând, cu rugăciune lui Andrei, Mântuitorule, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Treime fără început nezidită, nedespărțită unime, primește-mă pe mine, Cel ce mă pocăiesc, și mă mântuiește pe mine, Cel ce-am greșit, a ta zidire sunt, nu mă trece cu vederea, ci mă iartă și mă izbăvește de osânda focului. Prea curată stăpână răsmătoare de Dumnezeu, nădejdea celor ce aleargă la tine și limanul celor înviforați, pe milostivul și făcătorul și fiul tău, fă-mi îndurat și mie cu rugăciunile tale. Pe piatra cea de clintit a poruncilor tale, Hristoase, întărește inima mea. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Foc de la Domnul plouând, oarecând ars Domnul de demând pământul sodomeniților, în munte scapă suflete ca Lot, oarecând, și apucă și te izbăvește în sigor. Fugi de aprinderea o suflete, fugi de arderea Sodomei, fugi de bieirea cea din dumnezeiasca văpaie. Mărturisesc cu măție, Mântuitorule, păcătuit-am ție fără măsură, dar lasă-mi
iartă-mi ca un îndurat. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Păcătuita-mi ție e singur, păcătuita mai mult decât toți. Hristoase, Mântuitorule, nu mă trece cu vederea, tu ești păstorul cel bun, caută-mă pe mine, mielul cel rătăcit fiind, nu mă trece cu vederea, tu ești dulcele Iisus, tu ești ziditorul meu, pentru tine, Mântuitorule, mă îndreptează. Prea Sfântă Treime, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. O Treime, Unime, Dumnezeule, mântuiește-ne pe noi de înșilăciune și de ispite și de primejdii. Bucură-te, pântece primitor de Dumnezeu, bucură-te, tronul Domnului, bucură-te, Maica vieții noastre, întărește, Doamne, de piatra poruncilor tale, inima mea cea clintită, că însuți ești Sfânt și Domn, izvor de viață te-am câștigat, pe tine, surbătorul morții, și strig ție din inima mea, mai înainte de sfârșit. Greșit am, milostivește-te și mă mântuiește. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Păcătoșilor dintre noi, am urmat, Mântuitorule, moștenind o sândire acelora pentru bunătatea potopului. Greșit am, Doamne, greșit am ție, milostivește despre mine, că nu este cineva între oameni din cei ce au greșit pe care să nu fi trecut eu cu greșelile mele. Lui Ham, aceluia, batjocoritorul de tată, urmând suflete, n-ai acoperit rușinea aproape lui, cu fața înapoi, întorcându-te, binecuvântarea lui Sem, nu ai moștenit ticăloase suflete și moștenire desfătată nu ai luat, ca Iafet în pământul iertării. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Din pământul Haran, adică din păcat, ești sufletea meu și vino la pământul care izvorăște via pururea de stricăciune vie pe care Avraam a moștenit-o. De Avraam ai auzit, sufletul meu, care și-a lăsat oarecând pământul părinților și s-a făcut străin, urmează și tu alegerea celuia la stejarul din Mamvri, ospătând patriarhul pe îngeri, a luat la bătrânețe vânatul făgăduinței, înțelegând pe Isaac, ticălosule sufletea meu, că a fost jertfit tainic jertfa nouă, ca ardere de tot Domnului, urmează voinței Lui. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Auzit ai sufletea meu de Ismael, că a fost izgonit ca un fecior din slușnică, trezește-te, vezi că cumva, păcătuind, să suferi ceva asemenea Agarei egiptencii, celei de demult te-ai asemănat suflete, făcându-te rog de bunăvoia ta și născând seleția ca pe un nou Ismael, scara lui Iacov, o știi suflete al meu, care s-a arătat de la pământ spre cele cerești, pentru ce n-ai avut dreaptă tare credința cea dreaptă, preotului lui Dumnezeu și împăratului celui înstrăinat între oameni, de viața lumii urmează, adică asemănării lui Hristos.
te faci stâlp de sare, suflete întorcându-te înapoi, să te înfricoșeze pilda Sodomei, sus în sigor mântuiește-te. De arderea păcatului fugi suflete al meu ca și Lot, fugi de Sodoma și de Gomora, fugi de flacăra toată pofta și-o nebunească. Miluiește-mă, Doamne, miluiește-mă, strig ție, când vei veni cu îngerii tăi să răsplătești tuturor după vrednicia faptelor. Rugăciunea celor ce te laudă pe tine, Stăpâne, nu o lepăda, ci te milostivește, iubitorule de oameni, și dăruiește iertare celor ce se roagă ție cu credință. Cuvioasă Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cuprins tu de tulburarea fălurilor și de furtuna păcatelor, dar tu, Maică, mântuiește-mă acum și mă scoate la limanul dumnezeieștii pocăințe, rugăciune cu o sârdie, aducând și acum cu vioasă, către prea milostivă născătoare de Dumnezeu, cu rugăciune tale, deschide dumnezeieștile intrări, cu rugăciune tale dăruiește-mi și mie iertare datoriilor, o Andreea Chiereu al Cretei, că tu ești învățător, preales al pocăinței. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Treime neamestecată, nezidită, firă fără început, care ești lăudată în treimea fețelor, mântuiește-ne pe noi, care ne închinăm stăpânirii tale cu credință. Pe Fiul cel fără de ani din Tatăl, sub an mai născut, neștind de bărbat, născătoare de Dumnezeu, minune străină, ca alăptând ai rămas fecioară. Luminător de Dumnezeu, luminați cei ce înși v-ați fost văzătorii Mântuitorului, luminați-ne pe noi, cei ce suntem în întunericul vieții, ca să umblăm acum, ca în zi, cu bunăvcuviință, într-o lumina postului, aruncând patimile cele de noapte, și să vedem și noi luminatele patimi și Paști ale lui Hristos, bucurându-ne. Apostoli cei 12, de Dumnezeu aleși, aduceți acum rugăciune lui Hristos ca să trecem toți curgerea Apostolului, săvârșit rugăciuni cu milință și virtuți cu o sârdie, ca în acest chip să ajungem să vedem învierea cea slăvită a lui Hristos Dumnezeu, slavă și lauda aducând. Născătoare de Dumnezeu, roagă-te, împreună cu apostolii Fiului și Cuvântului lui Dumnezeu, cel necuprins, care s-a lăsut în chip de negreit din tine, mai presus de gând, să dăruiască lumii pace curată, să ne dea nouă iertare păcatelor mai înainte de sfârșit, și să vrednicească pe robii tăi împărăție cerești pentru bunătatea sa cea prea multă. Am zilit, am Doamne, auzul tău și m-am temut, înțeles am lucrurile tale și am slăvit puterea ta, Stăpâne. Miluiește-mă, Dumnezeule, Apostolii lui Hristos, cei luminați, care au viețuit cu înfrânare,
ușurează nouă vremea postului cu dumnezeștile lor mijlocii. Organul cel cu 12 goarde, ceata cea dumnezeiască a ucenicilor, a cântat cântarea de mântuire, tulburând cântările cele viclene. Cu ploile Duhului ați adăpat toată lumea, alungând prea fericiților, seceta mulțimii zeilor. Mântuiește-mă pe mine, Cel ce mă smeresc, care am viețuit cu mândrie, Tu care ai născut pe Cel ce-a înălțat, firea cea smerită, prea curată. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Preachisite ceata apostolilor, îndemnă-te a ruga pe ziditorul tuturor ca să ne miluiască pe noi, care te lăudăm pe tine, fiind ca niște lucrători lui Hristos, apostol și lucrând cu Dumnezeiescul cuvânt, toată lumea i-ați adus totdeauna roagă. V-ați făcut lui Hristos celui cu adevărat iubit, că ați izvorât în lume vinul Duhului Sfinților Apostoli, Sfântă Treime, asemănătoare, care ești mai presus stăpânitoare, cea prea puternică, Părinte, Cuvinte și Duhule Sfinte, Dumnezeule, lumină și viață, păzește turma ta. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Bucură-te, tronul în chipul focului, bucură-te, sfeșnic purtător de făclie. Bucură-te, muntele, sfințirii, chivotul vieții, cortul sfintei sfintelor. Auzita prorocul de venirea ta, Doamne, și s-a temut că aveai să te naști din fecioară și oamenilor să te arăți. Și-a grăit. Auzit am auzul tău și m-am temut, slavă puterii tale, Doamne! Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Lucrurile tale, lumele și cu vederea, zirea ta, nu o părăsi, drepte judecătorule, chiar dacă am păcătuit, nu doar ca un om, ci mai mult decât toți oamenii, iubitorul de oameni, dar ai putere ca un domn al tuturor, ai iertat păcatele. Se apropie suflete sfârșitul, se apropie și nu te îngrijești, nu te pregătești, vremea se scurtează, drepte judecătorule, se apropie lângă uși judecătorul, ca un vis, ca o floare de ce vremea vieții, pentru ce deșert ne tulbură. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Deșteaptă-te, o suflet de-al meu, ia seama faptelor tale, pe care le-ai făcut și adune la vedere, varsă picături de lacrimi. Spune cu îndrăzneală faptele tale și cugetele tale lui Hristos și te îndreptează. N-a fost în viață păcat, nici faptă, nici răutate, pe care să nu le fi săvârșit eu, Mântuitorule, cu mintea și cu cuvântul, cu voința și cu gândul, cu știința și cu fapta păcătuind, ca tu nimeni nici odinioară. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Din această cauză m-am judecat, din această cauză
m-am osândit eu ticălosul, adică din cugetul meu față de care nimic nu este în lume mai puternic, judecătorule mântuitorul meu și cunoscătorule, curuță-mă, izbăvește-mă și mă mântuiește pe mine rogul tău, scara pe care am văzut-o de demult mai mare între patriarhi suflete al meu, este arătarea suirii, viețuirii și a înălțării gândului. Deci dacă voiești să viețuiești cu lucrare, cu cunoștința și cu înălțarea gândului, înnoiește-te. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Arșița zile a luptat patriarhul Iacov pentru lipsă și frigul nopții a suferit în toate zilele, făcând căștii, păstorind, trufindu-se și slujind, ca să-și ia în două soțiile. Prin două femei înțelege fapta și cunoștința într-un altă gândire. Prin Lia fapta, ca ceea ce a fost cu mulți copii, iar prin Rahela gândirea ca cea mult ostenitoare, că fără de osteneri, nici fapta, nici gândirea nu se vor săvârși suflete. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Binechează, o suflet al meu, și te fă deosebit, ca cel mare de patriarhi, ca să dobândești fapta cu gândirea cea înaltă, ca să te faci minte văzătoare de Dumnezeu, să ajungi în norul cel neapus cu gândirea și să te faci nemuțător de lucruri mari. Pe cei 12 patriarhi născându-i, cel mare de patriarhi ți-a făcut ție tainic suflete al meu scară spre suirea cea de faptă, pe fiii săi ca pe niște temeiuri și trepte ca niște suișuri prea înțelepțește, așezându-i. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Lui Esau cel urât, asemănându-te suflete, ai dat amăgitorului tău întâia naștere, a frumuseții celei din tâi. De la binecuvântarea părintească ai căzut și noit te-a amăgit, ticălosule, cu fapta și cu gândirea. Pentru aceasta acum pocăiește-te. Edom s-a chemat Esau pentru marea mărșunare a amestecării cu femei. Căci cu nefrânarea pururea prinzându-se și cu plăcerile înfrinându-se, Edom s-a numit, care înseamnă fierbântarea sufletului celui iubitor de păcate. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. De Iov, cel de pe gunoi, auzind o suflet al meu, că s-a îndreptățit, n-ai răvnit bărbăția aceluia, n-ai avut tăria gândului lui, întru toate cât ai cunoscut, în cele ce ai știut și în cele ce te-ai ispitit, ci te-ai arătat nerăbdător. Cel ce mai înainte era pe tron, acum se vede gol în gunoi, cu răni, cel cu mulți copii și mărit, a rămas întotdeauna lipsit de toate, pentru că socotea gunoiul palat și rănile mărgărita. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. După vrednicia împărătească, fiind împodobit cu diademă și îmbrăcat cu porfiră, omul cel cu mult avere și dreptul cel îndestulat de bogăție și de animale, de grabă sărăcind de avere și de stare și de împărăție a fost lipsit. Dacă a fost acela drept și fără prihană, mai mult decât toți și n-a scăpat de cursele și micleșugurile înșelătorului. Dar tu, fiind iubitor de păcate,
Ticăloase suflete, ce vei face de se va întâmpla să vină asupra ta ceva din cele negândite? Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Trupul mi-am spurcat, Duhul mi-am întinat. Peste tot m-am rănit, dar ca un doctor Hristoase, amândouă prin pocăință mi le tămăduiește. Spală-le, curățește-le, Mântuitorul meu, arată-le mai curat decât zăpada. Trupul tău și sângele pentru toți ai pus cuvinte, răstignindu-te cu trupul ca să mă înnoiești pe mine, iar sângele ca să mă speli. Duhul ți-ai dat ca să mă aduci, Hristoase, Părintelui tău. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Săvârșită ai mântuirea în mijlocul pământului, Făcătorule, ca să ne mântuim. De bună voie pe cruce ai fost răstignit și Edenul cel ce se încuiase s-a deschis. Cele de sus și cele de jos, făptura și toate neamurile mântuindu-se, se închină ție. Fie mie scăldătoare sângele cel din coasta ta, totodată și băutură și apa iertării ce ai izvorât, ca să mă curățesc cu amândouă, ungându-mă și vânt, ca pe o ungere și băutură cuvinte, cuvintele tale, cele de viață. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Gol sunt spre a intra în cămarea mirelui, gol sunt spre a merge la nuntă și la cină. Candela mi s-a stins, fiind fără de unde lemn, cămara mi s-a închis, dormit eu, cina s-a mâncat, iar eu, fiind legat de mici de picioare, am fost lepădat afară. Biserica a câștigat pahar cu asta ta, cea purtătoare de viață, din care ai izvorât nouă îndoit izvorul iertării și al cunoștinței. Spre închipuirea celei vechi și a celei noi, a tuturor legilor, Mântuitorul nostru, miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Timpul vieții mele este scurt și plin de dureri și de vicleșuri, dar într-o pocăință primește-mă și într-o cunoștință mă cheamă, ca să nu mă fac uștic și mâncare celui străin. Mântuitorule, Tu însuți mă miluiește! Falnic sunt acum și semeț, cu inima în deșert și în zadar, să nu mă osândești împreună cu fariseul, ci mai ales dăm smerenia vameșului, urule îndurate, drepte judecătorule, și cu acesta împreună mă numără. Ca să nu mă fac câștig nici mâncare ce nu-i străin, ci Tu însuți, Mântuitorule, mă miluiește. Însumi idol m-am făcut, urtărindu-mi cu poftele sufletul meu, ci într-o pocăință mă primește și într-o cunoștință mă cheamă, ca să nu mă fac câștig nici mâncare ce nu-i străin, ci Tu singur, Mântuitorule, mă miluiește. Cuvioasă Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Însumi idol m-am făcut, murdărindu-mi cu poftele sufletul meu, și într-o pocăință mă primește,
și într-o cunoștință mă cheamă, ca să nu mă fac câștig, nici mâncare celui străin, ci Tu însuți, Mântuitorule, mă miluiește. N-am auzit glasul Tău, n-am ascultat Scriptura Ta, Dătătorule de lege, și într-o pocăință mă primește și într-o cunoștință mă cheamă, ca să nu mă fac câștig nici mâncare celui străin, ci Tu însuți, Mântuitorule, mă miluiește. Cuvioasă Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pentru când viața fără de trup, cuvioasă, fiind cu trup, ai luat mare har de la Dumnezeu cu adevărat, ca să folosești celor ce te cinstesc cu credință. Pentru aceasta rugăm, Ție, izbăvește-ne pe noi cu rugăciune tale de toate încercările. Într-o adânc de necuviințe mari, pogorându-te, nu te-ai oprit acolo, ci te-ai suit cu gândul mai bun în chip lămurit, la virtutea cea desăvârșită, prin faptă, minunând cuvioasă Maică Marie, firea îngerească. Cuvioasă Părinte Andreie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Andrei, lauda părinților, nu ne uita, stând înaintea Treimii Celei Preasfinte și Dumnezeiești, ca să ne izbăvim de osânda iadului, noi cei ce te chemăm pe tine, Dumnezeiescule ocrotitor, Cel ce ești strălucirea cretei, nedespărțită în ființă, neamestecată în fețe, Dumnezeu, te cunosc pe tine, Dumnezeine, una în treime, ca pe ceea ce ești întocmai cu împărăția și întocmai cu tronul și stricție, cântarea cea mare ce se cântă întreit într-o cele de sus. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și ai născut și ești fecioară și ai rămas într-o amândouă cu firea fecioară. Cel ce s-a arătat născut înnoiește legile firii, iar pântecele a născut nesimțind dureri, unde Dumnezeu voiește să biruiește rânduiala firii, că face câte voiește. Dis de dimineață, iubitorule de oameni, mă rog, luminează-mă și la poruncile tale și mă învață, Mântuitorule, să fac voia ta. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Pe noapte viața mea mi-am petrecut pururea, că întuneric s-a făcut mie și negura dâncă noaptea păcatului, ci ca pe un fiu al zilei arată-mă pe mine, Mântuitorule, lui Ruben asemănându-mă. Eu, ticălosul făcut, m-am sfat necuvios și călcător de lege asupra lui Dumnezeu celui înalt, întinându-mi patul meu precum acela pe-al Tatălui Său. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Mărturisesc cum Ție, Hristoase Împărate, păcătuit am ca mai înainte frații lui Iosif, vânzând rodul curăției și al înțelepciunii, de cei de un sânge a fost dat, a fost vândut în robie de un
cel suflet cel drept, spre închipuirea Domnului. Iar tu, suflete, cu totul te-ai vândut răutăților tale. Lui Iosif cel drept și minții lui cele curate, urmează ticălosule și neiscusitule suflete și nu te desfrâna cu pornirile cele nebunești, făcând fără de lege purunea. În groapă, oare când Iosif, stăpâne Doamne, dar spre închipuirea îngropării și angelitatea a fost aceasta, iar eu ce-ți voi aduce ție într-o acest chip vreodată? Auzit ai de cocoșul lui Moise, suflete cel purtat de apele și din valurile râului, că au fost păzite de mult ca într-o cămară, scăpând de fapta cea amară a voi faraon. De-aia am zis ticăloase suflete de moașele care ucideau oarecând partea bărbătească, cea nevârstnică, iar acum înțelepciunea ca marele Moise. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Nu ți-ai omorât mintea lovind-o precum marele Moise pe egipteanul, ticălosule suflete, și cum te vei sărășlui, spune-mi, în pustietatea patimilor, prin pocăință? În pustietăți a locuit marele Moise. Vino, dar, suflete, și urmează vieții lui, ca să te învrednicești a vedea și arătarea lui Dumnezeu cea din rug. Toianului Moise te închipuiește, suflete, care a lovit marea și a închegat adâncul cu semnarea dumnezeștii cruci, prin care vei putea și tu să săvârșești lucruri mari. Miluiește-mă, Dumnezeule! Dumnezeu foc fără de pihană, fără vitreșug, iar au funit și fines, ca și tine, suflete, au adus lui Dumnezeu viață străină și întinată. Greu la minte m-am făcut, stăpâne, ca și faraon cel cumplit, i-a nis și i-a împrins, la suflet și la trup cufundat cu gândul, ci ajută-mi mie, Mântuitorule. Cu lut mi-am amestecat gândul, eu, ticălosul, spală-mă, stăpâne, în baia lacrimilor mele, mă rog ție, albă ca zăpada, făcând haina trupului meu. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! De vei cerceta faptele mele, Mântuitorule, mă văd pe mine, sunt întregând pe tot omul cu păcatele. Într-o cunoștință gândind am greșit, iar nu într-o necunoștință. Cruță, cruță, Doamne, zidirea Ta, păcătuit am, iartă-mă. Cel ce ești însuți din fire curat, căci afară de Tine nimeni altul nu este fără pată. Pentru mine ai luat chipul meu, Dumnezeu fiind, arătat ai minuni, vindecând pe cei leproși și întărind pe cei slăbănoși. Ai oprit curgerea de sânge, Mântuitorule, cele ce s-a atins de marginea hainelor Tale. Îndrăznește, ține-te de marginea hainului Hristos ca să te izbăvești de bătăi și să auzi de la dânsul. Credința ta te-a mântuit.
cele gârbovite urmează o suflete, apropie-te casa picioarele lui Iisus, ca să te îndreptezi, să umbi drept în căile Domnului. Deși ești fântâna adâncă, stăpâne, izvorăște-mi ape din preacuratele tale vine, ca vânt, ca și samarineanca, să nu mai însetezi niciodată, că izvoare de viață izvorăști. Cuvioasă Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Siloam să-mi fie mie lacrimile mele, stăpâne Doamne, ca să-mi spăt și eu luminile sufletului și să te văd cu gândul pe tine lumina cea mai înainte de veci. Cu neasemănată dragoste, prea fericită, dorim să te închin lemnului crucii, te-ai învrednicit de dorire. Învrednicește-mă dar și pe mine să dobândesc slava cea de sus. De pe jura Iordanului trecând, nu ai aflat odihnă, fugind de plăcerea trupească cea cu durere, din care și pe noi cuvioasă, scoate-ne cu rugăciunile tale. Cuvioase Părinte Andreie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca pe un păstor prea ales, înțelepte Andrei, pe tine, cel prea cinstit, cu dragoste multă și cu frică te rog, ca să dobândesc mântuire și viață veșnică prin rugăciunile tale. Pe tine, Treime, te cântăm pe unul Dumnezeu, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Părinte și Fiului și Duhule Sfinte, ființă singură, prin sine, unime, căreia pururea ne închinăm. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din tine s-a îmbrăcat pentru a mea frământătură Dumnezeu, cel și a zidit veacurile, Maică Fecioară, ceea ce ești neîntinată și nu știi de bărbat, și-a unit lui firea omenească. Către înduratul Dumnezeu și m-a auzit din iadul cel mai de jos și a scos din stricăciune viața mea. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Lacrimi din ochii mei, Mântuitorule, și suspine din adâncura ta adopție. Strigând inima mea, Dumnezeule, păcătuit-am ție, milostivește despre mine. Înstrăinatul tău în suflete de Domnul tău, ca vatan și ca aviron, dar din toată inima strigă, iartă-mă, ca să nu te împresoare pe tine prăpastia pământului. Ca o juninică sălbăticită, asemănatul tău în suflete lui Efrem, ca o căprioară păzește-ți viața de curse, înălțându-ți mintea cu aripi cu fapta și cu gândirea. Mâna lui Moise ne va face să credem suflete, cum că Dumnezeu poate să albească și să curețe viața cea leproasă. Nu te deznădăjdui, dar cu toate că ești lepros. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Varurile păcatelor mele, Mântuitorule, ca în marea rușie, întorcându-se, m-au acoperit de grab, ca oricând pe egipteni și pe conducătorii lor. Voie, slobodă, fără recunoștință, ai avut suflete ca și Israel mai înainte, că mai mult decât Dumnezeu, dumnezeiasca mană, și ai ales neînțelepțește lăcomia patimilor cei viitori de plăceri.
cărurile de pom și căldările de bucate egiptene, mai vârtos decât cele cerești ai voit, suflete al meu, ca și de demult nemulțumitorul popor Rusie, fântâne gândurilor hananeilor, mai mult le-ai cinstit suflete decât vâna pietrei, din care izvorul înțelepciunii varsă izvorul teologiei. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Când a lovit Moise, sluga ta, piatra cu toiagul, cu închipuire mai înainte a semnat coasta ta cea de viață făcătoare, din care toți băutură de viață scoatem Mântuitorule. Cercetează suflete și scodește ca Iosua, fiul lui Navi. Ce fel este pământul făgăduinței și locuiește în el cu bună legiuire? Ridică-te și împotrivește-te patimilor trupești ca Iosua asupra lui Amalec, biruind pururea gândurile cele înșelătoare, ca și pe gavaoniți. Treci peste firea cea curgătoare a vremii, ca mai înainte chivotul și de fă moștenitor pământului aceluia, al făgăduinței suflete, Dumnezeu poruncește. Petru, cel ce a strigat, scapă-mă, așa apucând înainte Mântuitorului, scapă-mă și pe mine de fiară, întinzându-ți mâna ta și scoate din adâncul păcatului. Pe tine te știu liman liniștit, stăpâne, Hristoase Dumnezeule, ci apucând înainte, izbăvește-mă din adâncurile păcatului, cele umblate și din deznădăjduire. Eu sunt Mântuitorului drama cea rătească, pe care ai pierdut-o de demult, dar prinzând făclie pe mergătorul înainte, cuvinte caută și află chipul tău. Ca să stingi văpaia patimilor, ai zborât pururea pâraie de lacrimi, Marie, arătându-ți sufletul al cărui har dă nicinie robului tău. Nemădimire cerească ai dobândit prin viețuirea cea prea înaltă de pe pământ, Maica. Pentru aceasta, roagă-te să mântuiască din patimi curbăciunile tale pe cei ce te laudă. Cuvioase Părinte Andreie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cunoscător, păstor și arhiereu al Cretei, și rugător pentru lume, pe tine, Andrei, alerg și strig ție, scoate-mă, Părinte, din adâncul păcatului. Treime sunt neamestecată, nedespărțită, despărțită după fețe și unime sunt fire unită, Tatăl și Fiul și Dumnezeiescul Duh. Pântecele Tău ne-a născut nouă pe Dumnezeu, cu chipul ca și noi. Deci, ca pe un ziditor al tuturor, roagă măscătoare de Dumnezeu, ca prin rugăciunile Tale să le îndreptățim.
că marea cea de vindecare a lui Hristos, văzând-o deschisă, privind și sănătatea care izvorăște din acestea lui Adam, a pătimit și s-a rănit diavolul. Și cam primejdie s-a tânguit și a strigat către prietenii săi: ce voi face fiului Mariei? Mă ucide vitleemiteanul, cel ce este pretutinde și pe toate le plinește. Într-o împărăția ta când vei veni, omenește-ne pe noi, Doamne. Pentru harul l-ai făcut, Hristoase, locuitor raiului, pe cel ce a strigat pe cruce către tine, pomenește-mă, învrednicește-mă și pe mine, nevrednicul de pocăința acestuia. Fericiți cei săraci cu Duhul, că acelora este împărăția cerurilor. Auzit ai sufletea meu de Manoie, că a ajuns la arătare dumnezeiască și-a luat atunci rodul făgăduinței din cea stearpă, să urmăm dreptei credințe acestuia. Fericiți ce plâng, că aceia se vor mângâia. Răvnindu-le nevinii lui Samson, suflete, ți-ai dus stăria lucrurilor tale, dându-ți celor de altă neam viața întreagă și fericită pentru iubirea plăcerii. Fericișe vânți, că aceia vor moșteni pământul. Cel ce a biruit mai înainte cu falca măgarului pe cei de alt neam, acum se află prădat de desfrâu, ci fugi sufletul meu de asemănarea de fapta și de slăbirea lui. Fericiți cei flămânși și însetați de dreptate, că aceia se vor sătura. Barac și Eftaie, căpetenii de oaste, s-au ales judecătorului Israel, împreună cu Debora, cea cu minte bărbătească. Deci, îmbărbătându-te, suflete, cu vitejirea acestora, întărește-te. Fericișe-i milostiv, că aceia se vor milui. Pe Iaila, cea vintează, ai cunoscut-o, suflete al meu, care a tras în țeapă pe Sisera mai înainte și-a făcut mântuire. Auzi stârpul prin care ție crucea se însemnează. Fericișe-i curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Jertfește, suflete, jertfă de laudă, adu fapta bună, ca pe fiică mai curată decât ai lui Eftaie, și junghie ca pe o jertfă Domnului tău, patimile cele trupești. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Înțelege, suflete meu, ce este lângă lui Gedeon, primește rouă din cer și te pleacă, precum câinele să bei apa care curge din lege, prin stoarcerea Scripturii. Fericiți veți fi când vă vor ocărâ pe voi și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind pentru mine. O sânta lui Elie, preotul, ai luat-o, suflete al meu, pentru lipsa minții, suferind a lucra pentru tine patimile, ca și acela pe feciorii cei fără de lege, pentru judecători, levitul cu
socoteală și a împărțit femeia la cele 12 neamuri, suflete al meu, ca să se vădească întinăciunea cea fără de lege a neamului lui Beniamin. Bucurați-vă și vă veseliți, că plata voastră multă este în ceruri. Iubitoare de înțelepciune, Ana, rugându-se, numai buzele și-a mișcat spre laudă, iar glasul ei nu s-auzea și de aceea, deși era stear, pare să fiu vrednic de rugăciunea ei. Omenește-ne pe noi, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. S-a numărat de judecător feciorul Anii, Marele Samuel, pe care Avram l-a crescut în casa Domnului, acel care înfinește suflete al meu și judecă lucrurile tale, mai înainte decât pe ale altora, ales fiind David rege ca un rege sau uns din corpul dumnezeiescul mir. Deci tu, suflete al meu, depoftești împărăția cea de sus, în loc de mir, unge-te cu lacrimi. Pomenește-ne pe noi, Sfinte, când vei veni tu împărăția ta. Miluiește zidirea ta, milostive, milostivește-te spre făptura mâinilor tale și iartă tuturor păcătoșilor și mie, celui ce-am călcat poruncile tale mai mult decât toți. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și nașterii celui fără de început și purcerii mă închin, Tatălui cel ce a născut slăvesc, pe Fiul cel născut laud pe Dumnezeu, Duhul Sfânt, cel ce strălucește împreună cu Tatăl și cu Fiul, nașterii tale celei mai presus de fire, ne închinăm, ne despărțind slava cea după firea pruncului tău, născătoare de Dumnezeu, că cel ce este unul după față se mărturisește îndoit după fire. Păcătuit am, fără de lege și de dreptate, săvârșit am înaintea ta. Nici am păzit, nici am făcut precum n-ai poruncit nouă, dar nu ne părăsi pe noi. În sfârșit, Dumnezeul părinților. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Păcătuit am, greșit am și am călcat porunca ta, că într-o păcate am fost zămislit și am adăugat răutate rănilor mele. Ci tu mă miluiește ca un împărat, Dumnezeu părinților. Cele ascunse ale inimii mele le-am mărturisit ție, judecătorul meu. Vezi smerenia mea, vezi și necazul meu și ia aminte acum la judecata mea. Și tu mă miluiește ca un împărat, Dumnezeul părinților. Sau oarecând, dacă a pierdut ascunde tatălui său, suflete de grabă aflat în schimb împărăția, dar păzește-te să nu greșești, alergând mai degrabă poftele tale, cele dobitocești, decât apropiindu-te de împărăția lui Hristos. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! David, dumnezeiescul părinte, de-a și greșit oarecând îndoit, suflete al meu, cu săgeata de sfârâului săgetându-se și cu sulița rupindu-se pentru pedeapsa uciderii. Dar tu cu mai grele lucruri bolești din pornirile cele din voia ta.
împreunată va fi doar când nelegiuirea cu nelegiuire, amestecat de sfârâul cu uciderea. Dar îndată, îndoită pocăința arăta, iar tu, suflete, mai viclene lucruri ai făcut, necăindu-te către Dumnezeu. David, oarecând, a însemnat cântarea, scriind-o ca într-o icoană, prin care își mustră fapta ce-a lucrat strigând, miluiește-mă, că ție, unui am greșit Dumnezeului tuturor, însuți mă curățește. Când s-a întors Julica, îndată ce s-a atins Zan de el, a fost iertat de mâna lui Dumnezeu. Deci, de îndrăzneala acelui afucind suflete, cinstește bine cele dumnezeiești. Auzite de Abesalom, cum s-a ridicat împotriva firii, cunoscută ai faptele lui cele întinate, cu care ai batjocorit patul lui David, tatăl său. Dar și tu ai urmat porinilor lui celor de patim și iubitoare de plăceri. Supus ai trupului tău vrednicia ta cea nerobită și ca un alt Ahitofel, aflând pe vrășmașul suflete, te-ai plecat după sfaturile lui, dar le-ai risipit pe acestea însuși Hristos, ca tu să te mântuiești cu adevărat. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Solomon, cel minunat, cel plin de harul înțelepciunii, făcând din greșug, înaintea lui Dumnezeu arecând s-a depărtat de la el, căruia și tu ți-a asemănat păcătoasa ta viață, suflete. De plăcerile patimilor sale fiind ținit, s-a întinat, vai mie, iubitorul înțelepciunii, iubitor de femei desfrânate, făcându-se și înstrăinat de Dumnezeu, căruia tu, suflete, ai urmat cu gândul prin dezmierdări rușinoase. Lui Roboam, celui ce n-a ascultat sfatul tatălui său ai revenit, suflete, împreună și lui Ieroboam, slugii celei prearele care s-a viclenit oarecând, dar fuge de asemănarea lor și strigă lui Dumnezeu, păcătuita, miluiește-mă! Te-ai făcut locașul închinăciunilor trupești și vas curând al patimilor, dar din adâncul tău suspină și spune lui Dumnezeu păcatele tale. Ars oarecând ilie pe cei de două ori câte 50, când a juniat și pe prorocii cei de rușine a Izabelei spre mustrarea lui Ahav, dar fugi suflete de asemănarea celor doi și te întărește. Încuiați s-a cerul, suflete, și foamete de la Dumnezeu s-a cuprins, de vreme ce nu te-ai plecat cu idrului Ilie Tesmiteanul, ca și Ahav oarecând, ci s-ar tece, asemănându-te, hrănește sufletul prorocului. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Păcatele lui Manase ți-ai grăbădit cu voința, suflete, punând ca niște lucruri de scârbă patimile și mulțind cele dezgustătoare, dar păcăinței lui râvnind cu căldura câștigă-ți umilință. Cade înaintea ta și aduc ție ca niște lacrimi cuvintele mele. Păcătuita, cum am greșit păcătoasa și am făcut fără de lege ca nimeni altul pe pământ.
dar fie-ți milă, Stăpâne, de făptura ta și iarăși mă cheamă. Folosit am rău chipul tău și am stricat porunca ta. Toată frumusețea mi s-a întunecat și cu patimile mi s-a stins făclia Mântuitorului. Dar milostivindu-te, dă-mi bucurie precum cântă David. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Întoarce-te, căiește-te, descoperă cele ascunse, grăiește lui Dumnezeu cel ce știe toate. Tu singur știi, Mântuitorule, cele ascunsele mele. Și tu însuți mă miluiește precum cântă David după mare îndrata. Stinsu sau zilele mele ca visul celui ce se deșteaptă. Pentru aceasta, ca Ezechia, lăgrimesc pe patul meu ca să mi se adauge ani de viață. Dar care Isaia va da mărturie pentru tine, suflete, fără numai Dumnezeul tuturor? Strigând către preacurata Maica lui Dumnezeu mai înainte, ai volit tulburarea poftelor celor cu siclă supărătoare și ai rușinat pe vrășmașul cel ce te-a făcut să cazi în cursă. Ci dă-mi acum ajutor în necazuri și mie rogului tău cuvioasă. Cuvioasă, Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe Hristos pe care l-ai iubit, de care ai dorit, pe urma cărui ai mers, acesta a aflat pocăința și ți-a dăruit-o, ca singur Dumnezeu milostiv, pe care roagă neîncetat să le izbăvească pe noi de patim și de primejdii. Pe piatra credinței întărește-mă cu rugăciunile tale, Părinte, îngrădindu-mă cu frica cea dumnezeiască, și mă rog, dăruiește mie acum pocăință, Andrei, și mă izbăvește de cursa vrăjmașilor care mă caută pe mine. Treime sunt neamestecată, nedespărțită de o ființă și fire una, lumini și lumină și trei sfinte și unul sfânt, este lăudată treimea Dumnezeu. Laudă și preaslăvește suflete, viață și vieți în Dumnezeul tuturor. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudăm-te, te binecuvântăm, închinăm-ne ție, născătoare de Dumnezeu, că ai născut pe unul din treimea cea nedespărțită, pe unul Fiul și Dumnezeu, și Tu însăți ne-ai deschis nouă celor de pe pământ, cele cerești. Împăratul slavei cei fără de început, de care se înfricoșează putere cerești și se cutremură cetele îngerilor, preoți lăudați-l, popoare preanălțați-l, pentru toți vecii. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Ca niște cărbune ai focului celui fără materie, arde-ți patimile mele cele împădurite, aprinzând într-o mine acum dorul dragostei celei dumnezeiești apostolilor. Să cinstim trâmbițele cele cu glasuri bune ale cuvântului, prin care au căzut zidurile cele neîntărite ale vrăjmașului și s-au întărit zidurile cunoștinței de Dumnezeu. Sfărâmați chipurile patimilor sufletului meu, cei ce ați fărâmat capiștile și idolii apostolei Domnului, cei ce sunteți biserici sfințite.
Încăput ai pe cel necăput din fire, purtat ai pe cel ce poartă toate, alăptat ai curată pe cel ce clărește făptura, în Hristos, Lătătorul de viață. Meșteșugirea cea înaltă a Duhului, ați simțit toată biserica Apostolului Hristos în aceasta, binecuvântați pe Hristos în veci. Trâmbițând cu trâmbița dogmelor, au surpat apostolii toată înșelăciunea idolească, prea înălțând pe Hristos în veci. Apostolii, ce sunteți bună adunare, păzitori ai lumii, cetățeni cerești, izbăviți-ne din primejdii pe noi care vă lăudăm pururea, dumnezeiască stăpânie, cea întreit, însorită și prea luminată, fire de o slavă și de un tron, Părinte, a toate făcătorile, Fiule și Duhule cel dumnezeiesc, pe tine te laud în veci. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Ca pe un tron cinstit și preanălțat, să lăudăm neîncetat popoare pe Maica lui Dumnezeu, pe ceea ce singură este după naștere, Maica și Fecioară, pe Cel pe care îl slăvesc oștile cerești și de El se cutremură herovimii și serafimii, toată suflarea și zidirea, lăudați-L, binecuvântați-L și-L preanălțați întru toți vecii. Miluiește-mă pe mine, Cel ce-am păcătuit Mântuitorule, ridică mintea mea spre întoarcere, primește-mă pe mine Cel ce mă pocăiesc, miluiește-mă pe mine Cel ce strig, greșit am ție, mântuiește-mă, nelegiuit am, miluiește-mă. Ilie, Cel ce-a fost purtat în car, suindu-se în carul virtuților, s-a înălțat ca spre cerul oarecând, mai presus de cele pământești. Deci, la suirea acestuia, cugetă suflete al meu. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Curgerea Iordanului, oarecând, a stat de o parte și de alta, prin lovirea cu cojocului Ilie de către Elisei, iar tu, o suflete al meu, acestui dar, nu te-ai împrednicit din pricina neînfrânării. Elisei, luând oarecând cojocului Ilie, a luat de la Domnul har îndoit, iar tu, o suflete al meu. De acest har nu te-ai împărtășit pentru neînfrânare. Somateanca, oarecând a primit pe cel drept cu gând bun, iar tu, o suflete, n-ai adus în casa ta nici străin, nici călător. Pentru aceasta, tu vei fi lepădat afară din cămară tânguindu-te, minții celei întinate a lui Ghizei. Urrea te-ai asemănat, ticăloase suflete, a cărui iubire de argint leapă-te-o măcar la bătrânețe. Fugi de focul ghienei, depărtându-te de răutățile tale. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Tu, suflete lui Ozia răvnind, lepra lui întru tine îndoit ai luat-o, că cele necuvioase cugeți și cele fără de lege faci. Lasă cele ce ai și aleargă la pocăință. De ninivitele ai auzit, suflete, că s-au pocăit către Dumnezeu cu sac și cu cenușă. Acestora l-ai urmat, ci te-ai arătat mai rău decât toți ce au greșit mai înainte de lege și după lege. De Ieremia, cel din groapa cu noroi ai auzit, suflete, care a plâns cu tânguire cetatea Sionului și lacrimi a vărsat. Urmează vieții lui celei cu lacrimi odată și te vei mântui. Iona a fugit în Tars, croscând dinainte,
întoarcerea ninivitenilor. A cunoscut ca un proroc milostivirea lui Dumnezeu, pentru că se ferează numintă prorocia lui. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! De Daniel ai auzit-o, suflete, cum a astupat guile fiarelor în groapă. Ai înțeles cum tinerii cei ce au fost cu Azaria au stins prin credință văpaia cuptorului cea arzătoare. Pe toți din legea cea veche, i-am adus ție, suflete, spre pildă, urmează faptelor iubite de Dumnezeu ale dreptilor și fugi de păcatele celor vicleni, drepte judecătorule, mântuitorule. Miluiește-mă și mă izbăvește de foc și de groaza ce am a petrece la judecată. După dreptate, iartă-mă mai înainte de sfârșit, prin fapte bune și prin pocăință. Ca tâlharul străinție, pomenește-mă, ca Petru plâng cu amar, iartă-mă, Mântuitorule, strig ca vameșul, lăcrimesc ca păcătoasa. Primește-mi tânguirea ca oarecând pe acana recei. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Tămăduiește cu trezniciunea smeritului meu suflet, Mântuitorule, Unule, Tămăduitorule, pune-mi doctorie vindecătoare și un de lemn civil, lucrurile cele de pocăință și umilință cu lacrimi. Ca la amencii și eu urmând strig, miluiește-mă fiului David, mă ating de haina ta ca ceea ce-i curgea sânge, plâng ca Marta și ca Maria pentru Lazar. Alabastru, cu lacrimi turând pe capul tău, Mântuitorule, ca niște mir, strig ca păcătoasa care cerea milă, rugăciunea aduci cer să iau iertare. Când, chiar dacă n-a păcătuit nimeni ca mine, totuși primește-mă milostive, Mântuitorule, și pe mine, care cu frică mă pocăiesc și cu dragoste strig. Păcătuit am ție unuia, nelegiuit am, miluiește-mă! Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Milostivește-te, Mântuitorule, spre zbirea ta și mă caută ca un păstor pe mine oaia cea rătăcită. Și rătăcit fiind, răpește-mă de la lup și mă fă oaie în pășunea oilor tale. Când vei ședea ca un judecător milostiv și vei arăta slava ta cea întrepășătoare Hristoase, o, ce frică va fi atunci, cuptorul arzând și toți temându-se de întrepășătoarea judecata ta, Maica Luminii cele neapuse, pe tine, luminându-te, te-a dezlegat de întunericul păcatelor, de unde, primind tu harul Duhului, luminează, Marie, și pe cei ce te laudă cu credință. Minune nouă, cu adevărat, văzând în tine, Maică, Dumnezeiescul Zosima s-a spământat că îngerul în trup vedea și cu totul de uimire s-a umplut, lăudând pe Hristos în veci. Cugioase, Părinte Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ca cel și-ai îndrăzneală către Domnul Andrei cinstite, lauda cretei pe tine te rog, roagă-te ca să aflu acum deslegare de legătura fără de legii prin rugăciunile tale, ca cel ce ești învățător al pocăinței și mărirea cuvioșilor. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Părinte cel ce-și vrea de început, Fiule cel împreună, fără de început, Mângâietorul cel bun, Duhule cel drept, Născătorule al lui Dumnezeu Cuvântul, cuvinte al Tatălui celui fără de început,
Duhule, cel viu și păcător, treime, în unime, miluiește-mă. Ca din porfiră s-a țesut trupul lui Emanuel înăuntru în pântecele tău încarcurată, ceea ce ești porfiră înțelegătoare pentru aceasta, Sfătoarea de Dumnezeu. Pe tine te cinsti. Cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine, Fecioară curată, ce-i mântuiți prin tine, cu cetele cele fără de trupuri, mărindu-te pe tine. Apostol, cei ce v-ați arătat izvoare de ape mântuitoare, rogoiți sufletul nostru cel topit de setea păcatului, pe mine cel înnoit în noianul pierzării și sunt cufundat, mântuiește-mă, Doamne, cu dreptatea Ta, ca și cu Petru. Ca cei ce sunteți sarea învățăturilor celor dulci, uscați putreziciunea gândului meu și aruncați întunericul necunoștinței. Ca una, ceea ce-i născut bucuria, dă-mi plângere prin care să pot afla mântuire, dumnezeiască, stăpân în ziua ce va să fie. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Pe tine, ceea ce ești mijlocitoare între cer și între pământ, toate neamurile te fericim, că trupești a locuit în tine plinirea Dumnezeinii Fecioară. Cu cântări te slăvim pe tine, adunare lăudată a apostolilor, că v-ați arătat lumii luminători alungând înșelăciunea. Cu mreaja voastră cea evanghelică, vânând pești cuvântători, îi aduceți spurul amerindelui Hristos, fericiților apostoli. Aduceți-vă aminte de noi, apostole, rugăciunea voastră către Dumnezeu, ca să ne izbăvim de toată încercarea, rugându-vă noi care vă lăudăm cu dragoste. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Pe tine, unimea cea în trei fețe, Tată și Fiule și Duhul, pe un Dumnezeu de o ființă laud, pe treimea cea de o putere și fără de început, pe tine Sfătoare de Dumnezeu și de prunc și fecioară, toate neamurile te fericim, ca cei ce ne-am izbăvit prin tine din blestem, că ai născut pe Domnul bucuria noastră. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Nașterea zăvislirii celei fără de sămânță este netrecuită. Rodul Maicii celei fără de bărbat este nestricat, că nașterea lui Dumnezeu înnoiește firile. Pentru aceasta, în tine toate neamurile, ca pe o Maică Mireasă lui Dumnezeu cu dreaptă credință de mărim. Mintea s-a rănit, trupul s-a trândăvit, Duhul molește, cuvântul a slăvit, viața s-a omorât, sfârșitul este lângă uși. Pentru aceasta, ticălosul meu suflet, ce vei face când va veni judecătorul să cerceteze ale tale? Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Acum ți-am aminte, suflete, de la lumii se face la lumii și toată Scriptura cea așezată de aceea, care spăluncește ție de cei drepți și de cei nedrepți, din care celor de-al doilea, adică celor nedrepți, ai urmat-o, suflete, păcătuind lui Dumnezeu, iar nu celor din tâi. Legea a slăbit, Evanghelia nu lucrează și toată Scriptura în tine nu este luată în seamă. Profeții au slăbit și tot cuvântul celui drept
și rănile tale, o suflet al meu, s-au mulțit, nefiind doctor care să te însănătoșească. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Pierdele Scripturii cele noi ți-au ție, va să te ducă pe tine suflete spre umilință. Râvnești așadar drepților, iar de păcătoși te leapădă și înduplecă pe Hristos cu rugăciunile tale, cu postul, cu curăția și cu smerenia. Hristos a făcut prunc, vorbind către mine, trup fiind, și toate câte sunt ale firii, cu voia le-a primit afară de păcat, arătându-ți ție o suflete, pilda și chipul smereniei sale. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Hristos a făcut om chemând la pocăință pe tâlhari și pe desfrânate. Suflete, pocăiește-te, că s-a deschis ușa împărăției acum, iar fariseii și vameșii și desfrânații merg mai înainte pocăindu-se. Hristos pe magi i-a mântuit, pe păstori i-a chemat, mulțimea pruncilor a făcut-o mucenici, pe bătrânul l-a slăvit și pe văduva cea bătrână, cărora n-ai răvnit suflete nici faptelor, nici vieții, dar vai ție când vei fi judecat. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește! Postind Domnul 40 de zile în pustie, mai pe urmă înflămânzit arătând firea cea omenească, suflete nu te revii. De va nevări asupra ta vrăjmașul la lungă cu rugăciuni și cu postire, departe de la picioarele tale. Hristos era ispitit, diavolul îl ispitea, arătându-i pietrele ca să le facă pâine. În munte la suit să vadă toate împărățiile lumii într-o clipă. Teme-te, o suflete, de înșelăciune, trezește-te, roagă-te în tot ceasul lui Dumnezeu. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Turturaua cea invitare de pustie sveșnicului Hristos, glasul celui ce strigă, a glăsuit predicând pocăința. Irod a săvârșit fără de legea cu Irodiada. Vezi, dar, suflete al meu, să nu te prinzi în cursele celor fără de lege, ci de grab îmbrățișează pocăința. În pustie a locuit înainte mergătorul Harului, iar Iudeia toată și Samaria, auzind, au alergat și și-au mărturisit păcatele lor, bucuros, botezându-se, cărora tu, suflete, nu ai urmat. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Munta cinstită este și patul neîndinat, că Hristos amândouă le-a binecuvântat mai înainte, ospătându-se trupește, și în casa, în Cana Galilei, casă la nuntă, apa în vin prefăcând, arătând întâia minune, ca tu să te prefaci, o suflete. Hristos a întărit de slăbărogul cel ce și-a ridicat patul, iar pe tânărul mort l-a înviat, pe fiul văduvei și pe al sutașului, și samarinence arătându-se, a închipuit mai înainte ție, suflete, închinarea în Duh. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Pe aceea, cei curgea sânge, a tămăduit-o Duhul cu atingerea de margine hainei lui. Pe cei leproși i-a curățit, pe orbi i-a luminat și pe șchiopi i-a îndreptat, pe surs, pe muți și pe cea gârbovită până la pământ i-a tămăduit cu cuvântul ca tu să te mântuiești, ticăloasă suflete. Bolile tămăduind, săracilor a binevestit Hristos cuvântul, pe șchiopi i-a vindecat,
împreună cu vameșii a mâncat și cu păcătoșii s-a amestecat. Sufletul fiicei lui Iair, celei moarte, mai înainte i-a întors cu atingerea mâinii sale. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Vameșul s-a mântuit și păcătoasa s-a înțelepțit, iar fariseul, audându-se, s-a osândit. Vameșul striga, milostivește-te și păcătoasa miluiește-mă. Iar fariseul se îngâmfa strigând, Dumnezeule, mulțumescu-ți și celelalte graiuri ale nebuniei lui. Zaheu vameș a fost, dar s-a mântuit. Fariseul Simon s-a înșelat și păcătoasa și-a luat dezlegare de iertare de la Cel ce are puterea ierta păcatele, căreia sârguiește să-i urmezi suflete. În aer vnit păcătoasei, o ticălosul meu suflet, care luând alabastru cu mir, cu lacrimi a uns picioarele Domnului și cu părul a șters, căci i-a rupt sunt păcatelor ei cele de demult. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Cetățile cărora le-a dat Hristos Evanghelia, știi, suflete al meu, cum au fost blestemate, teme-te de pildă, să nu te faci ca acelea pe care, asemănându-le stăpânul cu Sodoma, până la iad le-a osândit. Să nu te arăți, o suflete al meu, mai rău pentru deznădăjduire, auzind credința cananeicei, pentru care cuvântul lui Dumnezeu s-a pămăduit fiica ei. Strigă din adâncul inimii, ca și aceea lui Hristos, fiul lui David, mântuiește-mă pe mine. Milostivește-te, mântuiește-mă, fiul lui David, miluiește-mă. Cel ce ai tămăduit cu cuvântul tău pe cei îndrăciți și cu glasul cel milostiv, ca și tâlharului grăiește-mi, amin zi-ție, cu mine vei fi în rai, când voi veni într-o slava mea. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Un tâlhar te-a hunit, un tâlhar ca Dumnezeu te-a cunoscut, că amândoi împreună pe cruce erau răstigniți, dar omul tăturate, ca și tâlharului celui credincios, care te-a cunoscut pe tine, Dumnezeu, deschide-mi și mie ușa slăvitei tale împărății. Făptura s-a mâgnit văzându-te răstignit. Munții și pietrele de frică s-au desficat. Pământul s-a cutremurat și iadul s-a golit. Și s-a întunecat lumina zilei, văzându-te pe tine, Iisuse, cu trupul pe cruce pilonit. Roade vrednice de pocăință nu cere de la mine. Că tăria mea într-un mine a lipsit, dăruiește-mi inimă pururea uminită și sărăcie duhovnicească, ca să-ți aduc acestea ca o jertfă primită, Unule Mântuitorule! Cuvioasă Maică Marie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Judecătorul meu și cunoscătorule, Cel ce va să vii iarăși cu îngerii, să județi lumea toată, atunci văzându-mă cu ochiul tău cel blând, să te milostivești și să mă miluiești, Iisuse, pe mine, care am greșit mai mult decât toată firea omenească. Toate cetele îngerești și adunările omenești, le-ai uimit cu viața ta cea minunată, ca cei fără de trup viețuind și firea covârșind, pentru care, ca și cum ai fi fost fără de materie, te-ai suit cu picioarele pe apă, Marie, și Iordanul l-ai trecut. Fă milostiv peste viitorul,
pentru noi, cei ce te răudăm pe tine, cuvioasă Maică, să ne izbăvească de răutăți și de necazurile care ne împresoară, ca, izbăvindu-ne din încercări, să mărim neîncetat pe Domnul, Cel ce te-a slăvit pe tine. Cuvioase Părinte a Treie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Andrei cinstite și Părinte de trei ori fericite, Păstorul Cretei nu înceta, rugându-te pentru cei ce te laudă, ca să ne izbăvim de toată mânia, de cazul și stricăciunea și de greșelile de neînchipuit, noi cei care cinstim pururea pomenirea ta cu credință. Treime de o ființă, unime între ipostasuri, pe tine te lăudăm, pe Tatăl slăvind, pe Fiul slăvind și Duhului închinându-ne, unui Dumnezeu într-o fire cu adevărat, viață și vieți, împărăției celei fără de sfârșit. Cetatea ta păzește-o, reacurată născătoare de Dumnezeu, că în tine aceasta cu credință părățim, în tine se-și întărește și prin tine biluind înfrânge toată încercarea. Dezarmează pe vrăjmași și îndreptează pe supușii ei. Nașterea zămislirii cele de sămânță este netârcuită, rodul Maicii cele fără de bărbat este nestricat, că nașterea lui Dumnezeu înnoiește firile. Pentru aceasta, ca pe o Maică Mireasă lui Dumnezeu, cu dreaptă credință te mări. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește-ne. Încă ne rugăm pentru înaltea Sfințitul, Arhiepiscopul nostru Teodosie, pentru sănătatea și mântuirea Lui. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne pentru binecredincioșii români de pretutindeni și armata țării, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Frații noștri care sunt astăzi în boală, necaz și supărări, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru frații noștri preoți, ieromonah, ierodiacon, diacon, monah și monahii, și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri. Și pentru toți cei mai dinaintea vorbiți părinți
și frații voștri drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor omilor lui Dumnezeu, titori, evoniași și binefăcători acestui sfânt locaș. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru toți cei ce au dar și fac bine sfânta și într-o tot cinstită biserica aceasta și care astăzi în motive binecuvântate se află aici cu noi și ne-au poruncit nouă nevrednicilor să ne rugăm pentru dânsii, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru toți care așteaptă de la tine mare și bogată milă. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și purura și vecilor. Amin. Să primim rugăciunea noastră de dimineață, Domnul. Doamne, miluiește! Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! Doamne, să fii și răsfântă în pace și fără de păcate la Domnul să cerem. Doamne! Îngerul de pace, credincios, vindecător, păzitor sufletelor și duhurilor noastre, de la Domnul să cerem. Doamne! Milă și iertare de păcate și vicile noastre, de la Domnul să cerem. Domnului, să-i
slavă Tatăl, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și bucurea și în vecii vecilor. Amin. Învrednicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat, Doamne, Dumnezeu părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, la Ta spre noi, precum am nădăjduit pentru Tine. Binecuvântat, Doamne, învață-ne în dreptările Tale. Binecuvântat, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac. Lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne și Stăpânul vieții mele, Duhul trădăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăinii în deșert, lumii-l da mie. Iar în Duhul curăției, al Duhului Sfânt, al răbdării și al dragostei, dăruiește-mi mie slujii tale. Așa, Doamne, Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o sândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Dumnezeule, milostiv, fii mie păcătosul. Dumnezeule, curățește-mi pe mine păcătosul. Cel ce m-a izbăvit, Dumnezeule, mântuiește-mă. Fără de lucru am greșit, Doamne, iartă-mă. Doamne și Stăpânul vieții mele, Duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire și al grăinii în deșert, lumii-mi da mie. Iar Duhul curăției, al Duhului Sfânt, al răbdării și al dragostei, dăruiește mie slujii tale. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să n-o sândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă prădelegile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne putințele noastre pentru Sfântul numele Tău. Doamne, primește, Doamne, primește, Doamne, primește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ne ești în cer, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh acum și pururea și în vecii vecilor. Înțelepciune. Binecuvintează cel ce este binecuvântat Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Întărește Dumnezeu sfântă și dreaptă credința dreptei cărui creștini și Sfântă Biserica Ta o păzește în veacul veacului. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Și ce nici mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără spigăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim.
Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră! Slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Preacucernice Părinte, binecuvintează! Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Michei, Făcătorul de Minuni, ocrotitorul acestei biserici, a Sfântului Cuviostit Făcătorul de Minuni și a celor împreună cu dânsul la căror pomenire o săvârșim astăzi, ale Sfinților, drepților, dumnezeieștilor, părinți, Ioachim și Ana și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți frați creștini, îmi amintesc în copilărie, aproape de casa părintească, s-a aflat un loc mai generos, pe care a fost cândva o locuință și care, după ce s-a dărâmat, a devenit un teren agricol o suprafață mai mare decât a vecinilor pe care aveam. Și acolo, în această grădină, cineva cultiva legume, dar nu locuia acolo. Și ținea un câine care să-i păzească proprietatea. Gardul avea niște despărțituri și mi-amintesc că unii copii obișnuiau să întărâte animalul atunci când treceau prin dreptul acelei grădini. Gândindu-se că acel câine nu le poate face rău, fiindcă este dincolo de gard. Și am văzut într-o zi cum un copil a luat un băț și a pornit de la un capăt al grădinii, lovind în gard, și întărâtând câinele, gândindu-se că acesta nu va putea ieși. Dar nu s-a uitat mai departe, să vadă că lipsea poarta, fiindcă proprietarul adusese un tractor ca să are. Și tractorul nu mergea atunci, s-a oprit lucrătorii la odihnă, iar gardul era dat la o parte. Câinele a stat cu minte în acel loc, până când copilul acela l-a stârnit și mergea prin dreptul gardului, lovind cu bățul și crezând că nu-i se va întâmpla nimic. Până când s-a apropiat de acel loc liber și a dat seama că este într-un mare pericol. Iar câinele a înțeles că poate săvârși ceea ce își pusese probabil în cap de multă vreme. Să se răspune la ceea care îi deranja odihnă. Copilul acela a fost mușcat de câine. Și șansa lui a fost că stăpânul, care stătea de vorbă cu acel șofer ce conducea tractorul, s-a ridicat și l-a potorit. Dar răul deja se produsese.
copilul a fost mușcat și probabil că niciodată în viața lui nu va mai băga bățul prin gard, se va gândi de mai multe ori dacă merită să-și asume acest risc. Vă spun această întâmplare pentru că iată de câteva vreme între slujitorii bisericii și credincioși este pus acest despărțământ al rânduielilor pe care mai marii noștri l-au așezat în dorința de a stăvili o boală, un virus, a cărei prezență nu o putem contesta. Este evident că această boală a scăpat în lume. Și așa cum câinele acela a găsit loc liber prin poarta care fusese dată la o parte să treacă dincolo de gard și să-și arate agresivitatea, așa a făcut și această făptură așezată de Dumnezeu cu un scop, dar care a fost denaturată cel mai probabil în laboratoarele unor oameni stăpâniți de nebunie și de lăcomie. Spun de lăcomie pentru că aceia care vor să-i stăpânească pe alții în mod sigur nu au gând de la Dumnezeu. Și ca să iei un virus și să îi dezvolți latura agresivă pentru a-l transforma într-o bombă biologică presupune un risc mare, așa cum tânărul acela, copilul acela încerca să îl deranjeze pe câine lovind în gard. Că a fost intenționat sau că a scăpat din greșeală, virusul îmbrăcat cu o nouă haină a adus multă durere deja în lume. Și ne-a adus și nouă multe situații care au devenit frustrante, între care și aceasta, că nu putem face o rânduială bisericească, că nu putem oficia o slujbă față către față, așa cum este obișnuită Biserica de Veacuri să se întâmple. Suntem în Duminica a V-a Apostolii Sfintelor Paști și de ceva vreme măsurile ne-au despărțit formal, pentru că iată rugăciunea a continuat aici și în Biserica Sfântul Nicolae și în toate bisericile ortodoxe. Momentul acesta al Duminicii a V-a din Postul Mare este un moment care ne aduce aminte încă o dată de pocăință. La începutul postului, în primele 4 zile, s-a oficiat slujba canonului cel mai mare, citindu-se câte un fragment din ceea ce reprezintă canonul cel mare, adică câte un sfert de fiecare zi, din primele zile ale săptămânii întâi din postul mare, luni, marți, miercuri și joi. Canonul cel mare pe care astăzi l-am rostit integral și care este alcătuit de Sfântul Andrei Criteanul, un nume pe care l-a primit datorită păstoririi ce a fost încredințată în secolul al VII-lea, atunci când a devenit episcop de Gortina și se spune despre el că a văzut lumina zilei prin anul 660, nu în Creta, ci în zona Siriei, la Damasc, într-o familie de buni creștini și că de foarte tânăr a plecat la Ierusalim intrând în frăția Sfântului Mormânt. Acolo a devenit secretarul episcopului de Ierusalim. Și acesta l-a trimis în anul 685 să semneze
actele sinodului 6 ecumenic, care vorbea, care o sândea erezia monotelistă, și ajungând la Constantinopol, fiind un om vrednic, i s-a încredințat o slujire deosebită. I s-a dat în grijă un azil pentru bătrâni și un cămin pentru copii orfani. Și acolo și-a pus în lucrare toată priceperea sa și a dobândit multă experiență duhovnicească. Iar mai târziu, în anul 692, a fost trimis ca episcop de Gordina, în Creta, iată de unde îi vine și numele de Andrei Critean. A zidit biserici, a construit mănăstiri, s-a ocupat de educația copiilor și a credincioșilor săi, fiind un bun predicator. Și a înțeles că viața creștină trebuie întărită și revigorată. Erau asalturi ale campaniilor musulmane, chiar și planurile sale natale erau cotropite de cucenitori și creștinii sufereau mult. Și atunci a compus Canonul cel Mare, pe care l-am auzit în această seară, și care este o creație unică până la el. Nimeni nu s-a mai ocupat de a alcătui canoane. E un imn liturgic care cuprinde 250 de stihiri, împărțite în 9 cântări, și care sunt și un prilej de meditație biblică, dar și un îndemn deosebit la rugăciune. Fiindcă în această alcătuire a sa apar inserate momente de dialog între omul păcătos și conștiința sa. Omul păcătos este mereu îndemnat să se întrebe dacă a luat ca pildă în viață pe drepții Vechiului Testament, pe drepții din Noul Testament, din Sfânta Scriptură așadar, sau dacă s-a asemănat păcătoșilor. Oamenii păcătoși au fost și în vechime de două feluri. Cei care s-au pocăit pentru greșelile lor și au fost iertați, dar și cei care au persistat în păcat și nu au dobândit izbăvire. Sufletul omului este îndemnat să urmeze modelul lui prim, al acelora care au găsit puterea necesară de a se pocăi. Iar postul cel mare este timp de pocăință. Este timpul în care omul care se îndelenicește cu rugăciunea poate dobândi un dar. Un dar al întristării pentru păcatele săvârșite și al lacrimilor care aduc mângâiere și purificare. Fiindcă plânsul pentru păcate se deosebește esențial de acel plâns din orgoliu și din mândrie pe care îl are omul care nu-și atinge anumite obiective finite din lumea aceasta, omul care nu dobândește bogăția pe care și-a propus-o, nu dobândește un rang, nu dobândește slava deșartă pe care mulți și-o doresc și care pot ajunge la o formă de plâns care nu-i mântuitoare, o formă de plâns care este, cum spuneam, un plâns al mândriei și al orgoliului. Plânsul duhovnicesc însă se deosebește de acesta prin aceea că aduce omului lacrimi de bucurie și semnul după care îl cunoști este acela că se coboară în suflet pacea. Omul care are puterea să-și recunoască păcatele
și să plângă este, cum spun Sfinții Părinți, ca acela care udă cu lacrimi smochinul neroditor, despre care se vorbește în Sfânta Scriptură. Omul se asemănă adesea cu un smochin neroditor, care este plin de frunze, dar lipsit de roade. Și în vremea postului celui mare, de la 5-a săptămână din postul mare, suntem îndemnați să ne gândim la viața noastră. Să ne gândim dacă nu cumva suntem plini de frunze, de ornamente, dacă nu cumva viața noastră până acum n-a fost una trăită în zadar. Fiindcă omul este tentat mereu să cuantifice doar lucrurile materiale, palpabile. Lucrurile care țin de suflet pot fi ascunse până la o vreme, dar înaintea lui Dumnezeu mergem cu roadele acestea ale vieții noastre. Vedem din canonul Sfântului Andrei Critean, care s-a citit integral în această seară, în slujba deniei, care este de fapt o slujba udreniei pentru ziua următoare, ziua de joi. Ca zi calendaristică ne aflăm încă în data de 1 aprilie, anul Mântuirii 2020, zi în care se face pomenirea Sfintei Maria Egipteană, despre care s-a pomenit mereu în canonul cel mare. În secolul al XI-lea era deja rânduită o duminică în cinstea cuvioasei Maria Egipteană, a 5-a duminică din postul mare. Și iată, vom afla de ce. Sfânta Maria Egipteană a plecat la o vârstă fragedă, la 12 ani din Alexandria Egiptului, a plecat din mijlocul casei părintești și s-a dedat unei vieți de desfrâu, unei vieți de rătăcire. S-a prostituat. Și făcea lucrul acesta atât de des încât nu mai știa dacă are suflet și dacă trebuie să își schimbe modul de viețuire. Trăia, cum s-ar spune, de pe o zi pe alta, îndemnată de plăceri și de ispite. Până când, într-o zi, a aflat că un grup de oameni pleacă la Ierusalim în pelerinaj, la Sfântul Mormânt. Acolo, în biserica care adăpostea parte din lemnul Sfintei Cruci pe care îl descoperise împărăteasa Elena, mama împăratului Constantin cel Mare. Și chiar pe corabie fiind, se spune în viața Sfintei, aceasta a sedus pe mulți dintre bărbații de acolo și n-avea nicio remușcare. Iar când a ajuns la Ierusalim, și-a dorit pur și simplu să intre în Biserica Sfântului Mormânt. Dar o putere nevăzută o ținea. Și-a încercat de 3 ori să intre și n-a putut. Și atunci, cu lacrimi de umilință, s-a dus în fața unei icoane a Maicii Domnului aflată în curtea interioară și a plâns. Și a făgăduit că își va schimba viața. Iar atunci i s-a ridicat parcă această opreliște și a putut intra să se închine și și-a împlinit făgăduința. Și acum lucrurile, așa cum sunt descrise de Sfinții Părinți, arată o semnificație deosebită a vieții acestei sfinte. Fiindcă a plecat în pustia Iordanului și a rămas acolo 47 de ani. Spunea patriarhul Moscovei și al întregii Rusii că parcă perioada aceasta în care suntem îndemnați
să nu venim în biserică pentru a ne proteja sănătatea, se aseamănă cu aparenta despărțire a Sfintei Mariei Egipteanca de biserică, ca și lăcaș de închinare. Acolo în pustie a stat 47 de ani, fiindcă era spre binele ei să se mântuiască. Așa cum nouă ni se spune că este spre binele nostru să stăm astăzi în casele noastre. Era un om duhovnicesc, un călugăr pe nume Zosima, care se spune că a devenit și preot. Era un monah. Și acesta, aflându-se într-o mănăstire unde a stat 53 de ani și era căutat de mulți oameni pentru sfaturile bune pe care le dădea pline de înțelepciune, acesta s-a întrebat la un moment dat pe sine: oare după tot ce am agonisit duhovnicește, mai poate exista cineva care să mă ajute și pe mine să sporesc în cele ale credinței? Nu cumva mi-am atins limitele? Și atunci un înger al lui Dumnezeu se spune că l-a certat și a zis să se mute din mănăstirea în care se afla și să plece undeva mai aproape de Iordan, într-o altă mănăstire, acolo unde s-a dus și s-a așezat fără să spună cine este. A dus o viață modestă alături de părinții și frații acelei mănăstiri. Și aceia aveau un obicei ca atunci când începea postul Paștelui, în prima duminică aceea a Ortodoxiei, să ia Sfânta Împărtășanie, să mănânce frugal împreună cu obștea ceva și fiecare apoi să plece în pustiu, într-un loc separat de ceilalți, și să trăiască așa în post și în rugăciune, nevoindu-se, până la Duminica Florilor, când reveneau în mănăstire și împlineau cele ale slujirii, așteptând sărbătoarea învierii Domnului nostru Iisus Hristos. În anul acela a plecat părintele Zosima în pustiu și la un moment dat i s-a părut că vede o arătare, o umbră asemănătoare unui om și a crezut că este ispitit de diavol. Și atunci a continuat și a continuat drumul, dar acea umbră îl însoțea mereu. Și în cele din urmă a auzit glas de femeie care îi spunea că vremea îndelungată de când se află în pustiu i-a sfâșiat, i-a făcut să-i dispară, să-i putrezească hainele, să și le piardă și îl roagă să-i arunce o haina sa ca să-i se poată înfățișa. Părintele Zosima a făcut acest lucru și a fost foarte mirat când a văzut cum ajunsese femeia aceasta, adică cuvioasa Maria Egipteanca, care după atâția ani de petrecere în pustiu își schimbase înfățișarea ca aceea a jivinelor, a animalelor. Dar glasul său și smerenia de care dădea dovadă îi arătau părintele Zosima lecția pe care îi oferea Dumnezeu. Aceea de a nu se mândri cu știința și cu nevoințele sale și de a vedea că poate exista ceva mai mult decât atât. I-a ascultat cu răbdare istorisirea vieții acestea și a aflat că mânată de dorul de pocăință și de căință a găsit cu cale să nu se mai întoarcă în lume, să se izoleze acolo și să se roage. Iar rugăciunea ei era atât de puternică încât se îmbrăca în lumină și se ridica câțiva centimetri de la pământ. Atât de puternică era rugăciunea ei, fiind parcă mai mult duh decât trup. Și după ce i-a spus toate nelegiuirile pe care le-a făcut și pentru care s-a căit, l-a rugat pe preotul Zosima
ca atunci când va reveni în anul următor să-i aducă Sfânta Împărtășanie. În joia patimilor, Părintele Zosim a ajuns în cele din urmă acolo și între el și Sfânta era Iordanul și se întreba cum poate să treacă pe cealaltă parte. Și a văzut că Sfânta, care avea și darul vederii înainte, a trecut apa ca pe uscat. A împărtășit-o și a promis că în anul următor va veni din nou. Dar ea și-a prorocit moartea. Și când a venit Sfântul, a găsit-o pe aceasta și o inscripție, cum că îndată după împărtășirea ei a trecut la Domnul. Și Părintele Zosima s-a străduit să facă o groapă, să o așeze acolo, după rânduiala creștinească, și se nevoia și nu putea. Și a venit un leu și l-a ajutat ca să o îngroape, să o așeze pe Sfânta la locul de odihnă. Și s-a întors Părintele în mănăstire, a povestit tuturor cele trăite de el, cele auzite, și viața Sfinte așa a ajuns până la urechile Patriarhului Sofronie al Ierusalimului, care câteva secole mai târziu, trecerea la cele veșnice a Sfintei Cuvioase Mariei Giteanca s-ar fi întâmplat undeva în preajma anului 431-450, în vremea împăratului Teodosie cel Tânăr, dar Patriarhul Ierusalimului în secolul 7 va așeza în scris viața ei. Și Sfânta a început să fie cinstită în biserică încă înainte de secolul al XI-lea, când s-a fixat definitiv pomenirea ei în cea de-a cincea duminică din postul cel mare. Cu ajutorul lui Dumnezeu ne vom referi la ea și în cuvântul de duminică de la Sfânta Liturghie. Vreau să înțelegem câteva lucruri esențiale cu prilejul săvârșirii deniei canonului celui mare în a cincea duminică din postul mare. Și anume, că omul este îndemnat mereu să se pocăiască. Că omul este chemat mereu să caute resurse în sufletul său pentru a-L găsi pe Dumnezeu. Mă gândeam zilele acestea văzând cât de schimbătoare este vremea. Cât de repede se trece de la frig la căldură și invers. Și m-am gândit la anotimpul pe care îl străbate. Dacă iarna ne uităm la copaci și la celelalte plante, vedem că parcă sunt moarte. Vedem că parcă viața din ele a dispărut. Dar la sfârșitul lui februarie, începutul lunii martie, natura se trezește la viață. Fiindcă viața este mereu prezentă. Acolo, în trupul copacului sau în plante, vedem cum, în loc bătătorit, pe unde au călcat oamenii sau au trecut vehicule, firul de iarnă plăbând reușește să străpungă stratul acela gros bătătorit. Așa există și viața în Hristos sau viața lui Hristos în sufletele celor ce s-au botezat, a celor ce au devenit creștini. Spun specialiștii că dacă vrei să altoiești un pom, trebuie să faci lucrul acesta în perioada sezonului rece, atunci când funcțiile vitale ale plantei, ale copacului sunt încetinite, atunci când se află într-un fel de adormire. Între lunile noiembrie și februarie se poate altoi pomul. Vedem pe de altă parte că oamenii atunci când au suferințe și trebuie să fie operați medical, chirurgical,
Acest lucru nu se face când sunt treji, ci trebuie să fie adormiți. Copiii primesc botezul creștin atunci când sunt nevinovați, când se află în această adormire față de păcat. Dar vine vremea când, odată crescând, trebuie să-și asume, dincolo de ce au făcut nașii părinților duhovnicești pentru ei, să facă și ei ceva mai mult. Adică să și-l asume pe Hristos. Mulți dintre ei reușesc. Dar mulți se pierd pe drum. Sunt mulți aceia care pierd reperul acesta al credinței în Dumnezeu și al obiectivului cel mai important din viața omului, mântuirea sufletului. Atunci însă când ajung în preajma unor lucrări ale lui Dumnezeu, atunci când aud o rugăciune, atunci când aud un cuvânt bun, când aud un cântec ziditor, în sufletul lor pâlpâie din nou viața, fiindcă niciodată, oricât de mult ar greși omul și oricât de mult ar cădea, chipul lui Dumnezeu din om nu dispare. Rămâne însă ca omul să facă ceva în plus dincolo de mediu. Că nu e suficient să ai o tovărășie bună, să ai un mediu prietenic, ci trebuie ca și tu să vrei să-L găsești pe Dumnezeu. Iar postul cel mare la asta ne îndeamnă. Canonul cel mare ne-a îndemnat mereu să vedem în oglinda duhovnicească unde ne aflăm. Cât de bun, de frumos sau de schimorosit este chipul vieții noastre sufletești. Și dacă el este alterat, trebuie ajutat să renască. Și această renaștere se face, în primul rând, prin pocăință. Nu vă întristați că poate în aceste zile nu vă puteți întâlni așa cum ați vrea cu ușurință duhovnice. Dumnezeu se va milostivi de noi și vom trece peste această perioadă care arată mult zel din partea multor. Aș vrea să închei cuvântul într-o notă mai optimistă. Și îmi amintesc de spusele unui profesor de la Universitatea din Copenhaga, care, comentând ceea ce se întâmplă în aceste zile, a zis că niciodată în perioada în care va urma excesul de zel al factorilor decizionale a autorităților nu va fi criticat. Vor fi criticați împotriva doar aceia care nu au luat măsuri. Și observăm că măsurile, în general, exced situația în care ne aflăm. Și asta pentru că se dorește oferirea unei lecții. O lecție care se poate oricând repeta. Dacă peste puțină vreme lucrurile vor reintra normal, vor fi mulți care se vor așeza la coadă să-și revendice meritele pentru modul în care s-a rezolvat, să spunem, situația. Dar vor veni și alte și alte momente în istoria omenirii, în viața viitoare a omenirii. Oare vom putea să închidem lumea complet, să întreba acesta, în fiecare an, câteva luni, sau, dimpotrivă, vom fi mai prevăzători și vom găsi soluții care să așeze lucrurile pe un făgaș normal? Deci știți că dacă acum s-a putut, se va putea și mâine și în alte dăți să se întâmple asta. Fiindcă învățăm ceva. Spunea acest profesor că este o întâmplare haznie cu tigrii. Spune că cineva
a văzut pe altcineva suflând în trompetă. Și i-a zis, de ce sufli în trompetă? Și acesta i-a răspuns, ca să alung tigrii. Bine, zice, dar aici nu sunt tigri. Păi vezi? I-a răspuns, de-aia nu sunt. Ei, cam așa vor sta lucrurile în viitor. Să-i cerem lui Dumnezeu puterea și nădejdea de a străbate calea Apostolului pe mai departe și vă rog să vă amintiți că niciodată postul Paștelui nu se oprește doar la cruce, ci prin cruce se ajunge la înviere. Lumina aceasta pe care o ridicăm în noaptea de Sfintele Paște, îl chemăm să ia fiecare lumină, este lumina care covârșește suferințele crucii și pătimirile pe care le-a suportat Hristos și pe care trebuie, prin analogie, să le primim și noi ca o cruce a vieții noastre. Sunt convins că ne vom regăsi iarăși cu nădejde și cu credință aici în biserică și vom putea să lăudăm pe Dumnezeu așa cum se cuvine. Până atunci însă, vineri, la orele 8, vă așteptăm să ne rugăm împreună, așa cum putem, în condițiile date, la liturghia darurilor mai înainte sfințite. Amin.